Bună, dragi pești! Bine ați venit pe canalul meu! Fac pentru voi citirea pentru martie 2024, citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie de pești, dar și cei care aveți ascendentul în pești. Lucrurile cât sper să fie interesante pentru voi, așa că vă aștept să-mi urmăriți etalarea cu drag. Înainte de a începe, trebuie să precizez că este o citire generală, adică automat nu toată lumea se-a putea încadra în ea și de aceea vă recomand să vă bazați strict pe mesajele care merg către voi și să găsiți soluția acolo unde aveți nevoie. Dacă doriți și vreți o completare a mesajelor sau nu vă regăsiți oarecum mesajele pe care le transmit pe zodie, intrați la ascendent, este absolut gratuit și veți ști ce va aduce luna, mai ales dacă aveți peste 30 de ani. Dacă aveți cunoștințe în această zodie, dușman, prieteni, persoane iubite, de ce nu, intrați ca să vedeți ce sau cum puteți să îi surprindeți în această lună. Să începem, dragii mei, pești, martie 2024. Vom începe cu mesajele îngerilor, da? Să vedem ce au ei pentru voi sau ce îngeri vă ghidează în această minunată lună, dragii mei, pești. Ia să vedem. Sper să fie o lună bună, dacă nu, oricum voi da strict mesajele care ies ca de fiecare dată. Nu o să fiu niciodată doar pentru audiență, să fac doar etalări comerciale. Și pentru voi avem aurora. Zburați, dragii mei, sau simțiți că zburați destul de sus în această perioadă. Ceea ce îi intimidează pe ceilalți. Dar nu țineți cont de lucrul acesta. În continuare faceți ce trebuie făcut, adică nu descreșteți datorită temerilor celor din jurul vostru. Pentru că ceilalți în curând vor fi inspirați de către dumneavoastră și veți fi ca un exemplu. Ceea ce spune Aurora clar, dragii mei, este că sunteți într-o perioadă bună, într-o perioadă în care reușitele apar pe bandă rulantă, indiferent de situația în care voi vă aflați, dar oarecum cei din jurul vostru vor să vă cam tai un pic din elan, fie că ei sunt apropiați de voi, fie că sunt prieteni, fie că sunt cunoștințe, fie că poate chiar partener de viață pentru unul dintre voi, se simte un pic așa amenințat de felul în care voi creșteți în această perioadă. Nu îi luați în seamă și mergeți pe drumul vostru, pentru că vă vor aprecia și vor vedea că ceea ce voi faceți este într-adevăr bine, dragii mei. Wow, ce frumos am început! Simt că va fi o etalare bună. Și acum să vedem îngerii romantici ce mesaj au pentru voi, pentru luna aceasta minunată martie, dragii mei. Ia să vedem. Pești. Martie 2024. Eu repet oarecum aceste cuvinte ca să știe exact ce mesaj se transmită pentru ce lună și pentru cine. Adică sper că nu o să fie cineva intimidat de repetarea mea continuă. Trebuie să ai mintea deschisă în ceea ce privește viața sentimentală. Sufletul tău pereche poate fi diferit de tipul sau persoana pe care tu ți-ai dorit-o. Wow! Este un mesaj mult pentru cei care sunteți în căutarea sufletului pereche, da? Care nu v-ați găsit încă acea persoană cu care să vă întregiți, dragii mei. Trebuie să nu mai fiți atât de, închiși la minte, oarecum, ca să zic așa, sau bazați pe o anumită tipologie în ceea ce privește partenerul dumneavoastră. Cert este că este, se apropie, cert este că este pe lângă voi, cert este că apare poate chiar în martie și dacă sunteți deschiși la minte și depășiți acel tipar din capul vostru, veți avea o conexiune frumoasă de suflet pereche. Cert este că tocmai de aceea poate nu l-ați găsit, că nu ați închis un ochi și să vedeți și alte calități decât ceea ce voi vă doreați de la partenerii dumneavoastră. E bine să fiți altfel în luna aceasta martie. Pentru ceilalți, nu mai fiți atât de categorici cu partenerii voștri, care aveți un partener sau care iubiți pe cineva. Încercați să-i luați ca atare și nu încercați să-i mai schimbați, pentru că astfel nu aveți cum să ajungeți la acea conexiune care cumva v-a legat. Wow, ce mesaje frumoase pentru voi! Am început bine, dragi pești! Voi o să aveți probabil un an bun! Să vedem și tarotul ce mesaje are pentru zodia pești, martie 2024. Am achiziționat pachetele de cărți special pentru a da o claritate și mai mare
citirilor mele. Sper să vă ajute și sfaturile mele să le apreciați. Și pentru voi, energia generală, avem un as de cupe. Wow, ce frumos! Începeți, dragii mei, cu dorința de a avea un nou început, un nou început destul de de dorit de voi. Este o lună în care noile începuturi sunt ce trebuie să fie, pentru că avem explicația un 4 de cupe. Voi aveați o viață liniștită, dragi pești. Vouă vă place oarecum să cuceriți noi teritorii, ca să zic așa, dar erați plictisiți. Nu vă regăseați, nu erați mulțumiți, vreți ceva cu totul nou în luna aceasta martie. Este cuvântul potrivit. Asul de cupe ține de partea interioară, ține de dorințele sufletești, de ceea ce vă place să faceți, de neîmplinirile pe care voi încă le aveți din punct de vedere sufletești. Și vreți asta în luna martie și asta vă și aduce ca și energie generală, posibilitatea acestor noi începuturi mult dorite de către voi. Mare grijă să nu dați ceea ce voi aveți, adică o viață tihnită cu cupe, trei cupe pline și una care nu prea funcționează, pe ceva ce vă umple această cupă în această lună, adică acel gol din sufletul vostru, dar s-ar putea să nu fie pe termen lung ceea ce voi vă doriți. Așa că fiți un pic atenți la schimbarea pe care voi o faceți. Asta e sfatul meu. Asul de cupe spune clar că sunteți în prezența unui suflet pereche. Mesajul îngerului spune clar că sufletul pereche este acolo. Trebuie doar să-l lăsați să intre în viața voastră, trebuie să faceți acea schimbare de mentalitate în primul rând și de, nu știu, tip. Aveați voi un tipar anume, poate vreați brunet, de exemplu, sau blondă și este cu totul altceva, înalt sau scund, sau intelectual și nu este intelectual. Cineva din jurul vostru, pe care mulți trebuie că deja îl cunoașteți, sau îl veți cunoaște în luna aceasta minunată martie, este sufletul vostru pereche. Clar văd această conexiune și este dublă, deci fiți cu ochii deschiși. În ceea ce privește parteneriatul dumneavoastră, vreți cei care vreți încă un partener, cei care sunteți căsătoriți, care aveți copii, care ați studiat foarte mult pentru inima unui partener, vreți o schimbare, vreți să o luați de la capăt. Poate ați fost despărțiți o perioadă, poate ați fost certați o perioadă, poate s-a răcit complet acea relație și voi vă doriți, unii dintre voi vă doriți o reînviere a acestei pasiuni unde mai există sentimente, da? Și dacă faceți schimbarea și dacă vreți acest lucru, se poate întâmpla. Vom vedea ce este pe dragoste. Cert este că unii sunteți, dragii mei, tentați de o aventură, pentru că 4 de cupe este cartea omului plictisit, omului care are o căsnicie monotonă, omului care n-are chef să mai miște nimic pe acolo, că poate nu mai simte sau poate e mulțumit de comoditatea în care trăiește și vrea să simtă pasiune în altă parte. Da? Apare cineva care vă pune inima pe jar sau cunoașteți deja pe cineva și cam vreți să mergeți oarecum într-o relație duală, adică nu vreți să vă lăsați din actualul partener pentru că e bine, aveți trei cupe pline cu partenerul, lipsește doar acea pasiune. Unii puteți să o înviați în relație de cuplu dacă asta vreți, dar cred că majoritatea dintre voi veți tentați de o aventură, da? De o pasiune, de o persoană care vă atrage din toate punctele de vedere, de simțiți că dacă nu erați căsătorit sau într-o altă relație, acea persoană era potrivită pentru voi. S-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie așa, vom vedea cum decurg lucrurile. Cert este că este posibilitatea că chiar dacă veți intra în această aventură să fie chiar sufletul vostru pereche, ceva ce v-a lipsit în actuala relație, s-ar putea să completeze tocmai această persoană și să vă pună pe viitor în dificultate, dragii mei. Așa că fiți atenți ce decizie luați, că lucrurile nu sunt chiar de rele în viața dumneavoastră de familie, în parteneriatul actual. E doar o perioadă mai rece, mai monotonă, poate partenerul muncește mai mult și poate chiar voi ar trebui să schimbați aceste lucruri, nu să vă gândiți să mergeți în altă parte. Vom vedea ce se întâmplă în lunile următoare dacă acceptați această aventură, această relație duală. Sfatul meu ar fi să nu. Dar voi știți în ce situație vă aflați, voi știți dacă sunteți bine, voi știți dacă vreți acest nou început sau această nouă persoană care intră în viața voastră. Profesional, dragii mei, ca să nu ne mai întindem foarte, foarte mult, ceva apare. Vouă vă merge bine, nu o duceți rău deloc, dar vreți o completare. Poate văd că va fi ceva extra, ceva ce ține de o pasiune, poate investiți în ceva sau faceți ceva pe lângă actual loc de muncă care vă aduce vouă
mai multă plăcere în ceea ce face și posibilitatea unor câștiguri în plus. Cert este că tot ce ține de noutate este benefic pentru voi în luna martie, dragii mei, da? Cei care nu aveți un loc de muncă și vă doriți acest loc de muncă, ori investiți în ceva sau faceți ceva creativ ce ține de o pasiune, cum am zis mai devreme, ori pur și simplu găsiți acel loc de muncă, dar nu sunteți foarte, foarte convinși că e ce trebuie, dar veți începe pentru că aveți nevoie de el, da? Vom vedea ce se întâmplă și din punctul ăsta de vedere. Și acum voi vedea pe principalele aspecte ale vieții cum fac de obicei citirea lunară eu, da? Și avem aici, în ceea ce privește partea profesională, avem un 7 de săbii sau de spade, deci ceva aici se va termina. Cred că veți pune punct la ceva ce nu funcționează și mergeți către ceva nou care ați văzut. Oamenii din jurul vostru nu vor fi de acord cu acest lucru, dar voi veți crește în ceea ce faceți voi cu siguranță. Sau văd chiar o plecare peste mări și peste țări. Vom detalia. În dragoste, valetul de săbi. Vă las un pic în suspans, detaliem imediat. În ceea ce privește banii, sper să trag o carte bună pentru voi, împăratul. Vă merge bine, dragii mei. Nu vă duceți lipsă sau perspective pe care voi le aveți vă va aduce cu siguranță ceea ce vreți din punct de vedere financiar. Și în ceea ce privește ce vă doriți voi. Wow, cum a dat această carte. Ce este în căpușorul vostru, dragi pești? Voi vreți iubire adevărată și acel suflet pereche pe care voi îl doriți trebuie să apară, da? Deci, efectiv, asta este dorința cea mai mare pentru luna martie, pentru majoritatea, care probabil veți vedea etalarea mea și majoritatea din zodia peștilor. Vă doriți acea conexiune de persoană, dragii mei, care să fie totul pentru voi. Vreți acea iubire sinceră. Vreți acea persoană care să se dedice total. Vreți pasiune. Vreți romantism. Vreți totul. Deci vă doriți clar conexiunea sufletului pereche pentru voi și soarele spune că deja mulți dintre voi știți deja această persoană și veți începe relația cu siguranță în luna aceasta martie. Deci clar mesajul, fiți cu ochii deschiși, persoana potrivită este chiar acolo și poate vă curtează de ceva timp, poate o știți sau dacă apare, pur și simplu, voi sunteți deschiși să mergeți mai departe pentru că iubire vă doriți în această perioadă și soarele spune că dorința voastră cea mai puternică se va împlini. Oarecum cred că și voi, mai ales după ce vedeți citirea mea, veți simți că este bine să faceți următorul pas. Dacă să vorbim din punct de vedere al familiei, unde vă doriți acea schimbare? Că sunt și oameni care își doresc să salveze căsnicia, cred că mai mult femeile din zodia pești, ele sunt mai stabile decât bărbații, aveți toate șansele să aduceți din nou pasiunea în cuplu. Ați văzut. Trebuie doar să fiți un pic mai, nu știu, să nu mai fiți așa tipical, să înțelegeți mai mult partenerul dumneavoastră, să faceți voi mai mult, să nu mai aveți acele așteptări, să lăsați de la voi dacă au fost conflicte. Pasiunea poate fi adusă, să știți că dacă iubiți acea persoană, chiar sunteți cu sufletul vostru pereche și dacă a fost o perioadă mai rece sau s-a potrivit ceva acolo. Să știți că se va remedia frumos, va fi o lună plină de iubire, o lună plină de pasiune, o lună plină de dăruire totală. Cei care nu mai sunt desfericiți cu actuală partener și ați văzut din diverse motive căutați să intrați în acea relație duală, cunoașteți acea persoană, sunteți fericiți că o cuceriți, sunteți fericiți că mergeți mai departe și vă umple oarecum golul pe care voi îl aveați, dragii mei, și în continuare văd că este o conexiune de suflet preche, deci unde nu se mai poate, nu se mai poate, așa că să nu criticăm, să nu judecăm, fiecare are dreptul să decide să trăiască cum vrea, dragii mei, doar să nu rănească foarte mult pe cei din jurul vostru. Sănătatea este foarte bună, deci toate merg bine, dragii mei. În ceea ce privește partea asta profesională, da? În capul vostru este să faceți ceva nou, să faceți ceva ce vă place, pentru că este de, ați văzut, foarte multe cupe. Aveți voi o pasiune, vă gândeați voi de mult la ceva și în martie veți da drumul la acel ceva. Cei care aveați probleme, să zic așa, din punct de vedere profesional, găsiți soluții, este soarele pe strada voastră, totul vă merge absolut minunat, dragii mei, pentru că voi știți cum să faceți să meargă minunat sau bine.
Nu prea sunt de cea mai bună vorbitoare, dar cred că sunt clare mesajele mele. Haideți să începem cu partea asta de profesie, pentru că avem un 7 de săbi. Cert este că nu vă place ceea ce voi face sau asta că a stagnat ceva, închideți și mergeți într-o altă direcție. V-am zis că totul ține de noutate. Îngerul vostru a spus că trebuie să sunteți într-o perioadă foarte, foarte bună. Trebuie doar să faceți ceea ce voi simțiți. Deci nu mai țineți cont de ce spune lumea. Dacă vreți să faceți o investiție, să o faceți. Wow, văd o plecare. Văd o plecare, cred, chiar în străinătate pentru mulți din Zodia Pești. Sau cel puțin într-o altă instituție pentru unii care nu ați mulțumit de ceea ce făceați sau efectiv o să faceți ceva pe cont propriu sau o colaborare importantă, pentru că 3 de bâte spune că ceea ce voi și să faceți se va externaționaliza, ca să zic așa, adică se va extinde inclusiv pe alte teritorii. Fie aveți o firmă care implică, nu știu, poate construcții, poate transporturi, sau vreți să faceți această firmă și o duceți la un alt nivel unii dintre voi sau o gândiți în perspectiva asta de viitor. Cert este că vin noi propuneri, noi contracte, noi colaborări care vă aduc vouă siguranța și, și dorința de a schimba viața voastră profesională în bine. Cert este că pentru asta renunțați la ceva. Poate n-aveați timp pentru a vă dedica pasiunii voastre, mai aveați poate un loc de muncă, renunțați la acel loc de muncă. Poate acea schimbare este în altă parte, poate nu este în orașul sau în țara în care voi trăiți și decideți să vă urmați visul și să mergeți mai departe către reușita dumneavoastră. Sunteți siguri că va fi bine, sunteți fericiți că puteți să faceți asta, este în capul vostru, știți ceva deja despre ce este vorba, în Marte doar pur și simplu veți face această schimbare. Nu o să mă mai întind cu exemple, pentru că fiecare știe în ce situație este și va lua ca atare mesajul respectiv. Dar cert este că vă merge bine și că decizia pe care voi o veți lua va fi în favoarea voastră, dragii mei. Adică nu stați pe gânduri, asta era mesajul, ultimul mesaj. Pentru că pe partea de bani avem împăratul. Vouă vă trebuie această schimbare, mai ales că vreți să fiți proprii dumneavoastră stăpâni, ca să zic așa. Împăratul spune că sunteți o perioadă bună din punct de vedere al finanțelor. Adică aveți ce vă trebuie pentru a face acea schimbare. Și avem și Hierofantul. Două cărți, două arcane majore pe partea financiară, foarte, foarte importante. Aceste arcane majore și soarele care sunt în capul vostru, în mintea voastră, ca să zic așa, e cert că sunteți pe calea cea bună. Vă puneți toate bazele în voi și în Dumnezeu. Schimbarea pe care voi o vreți urmează să se întâmple și se va întâmpla. Mai ales că vă trebuie din punct de vedere financiar. Cred că o să și investiți unii dintre voi o sumă destul de considerabilă în ceea ce urmează să faceți, dar v-am zis, este de bine, nu mai fiți temători. Aveți un pic așa de mici îndoieli, dar dorința voastră de a schimba viața voastră, de a avea mai mulți bani, de a face ceea ce vouă vă place, dragii mei pești, nu o să vă țină în loc în această perioadă. Sunteți foarte, foarte bine aspectați, așa că mergeți înainte. Mergeți către intuiția voastră, mergeți către gândurile voastre. Ce vreți voi să modificați vă aduce cu siguranță stabilitate financiară, pentru că împăratul spune că aveți putere, aveți forță, aveți tot ce vă trebuie, resursele necesare, sprijinul necesar, este o lună favorabilă pentru investiții și pentru a crea ceva din suflet, dragii mei. Bani aveți. Nu vă noutate în ceea ce primește viața financiară, adică să primiți alte surse de venit în această lună, doar gânduri de investiție, doar cheltuieli în ceea ce privește visul vostru, dragii mei. Dar e bine că aveți de unde și că aveți susținere. Cineva oricum vă va susține în acest proces pe care voi vreți să îl faceți din punct de vedere profesional. Cu dragostea avem un valet de spade. O să încep cu tipologia acestui valet. Este o persoană din zodie de aer, adică este gemeni, vărsător sau săgetător, da? Această persoană știe ce vrea. Pardon, sau balanță, nu săgetător. Cred că a fost un mesaj care trebuia să ajungă pentru cineva care are un săgetător. Deci este balanță, da? Când îți scapă astfel de cuvinte, care sigur, cu siguranță le știu pentru că fac de mult acest lucru, e clar că mesajul trebuia să fie oarecum trimis către altcineva. Așa că dacă aveți și o tipologie de săgetător în viața voastră, fiți atenți. Această persoană
nu are încredere. Este o persoană tânără, o persoană care i s-a pus pata pe voi, da? Deci este o persoană care știe ce vrea. Dar aveți grijă că este și un mic ticălos, mai ales femeile din zodia Pești, și dacă vă întoarceți sau vă intrați în această aventură, aveți grijă că are și anumite interese pe lângă gândurile bune. Este o persoană practică, o persoană pragmatică, o persoană care știe să vă facă zâmbit, dar este o persoană care stă prost cu gelozia, da? Este foarte posesivă și foarte geloasă. Dacă o să ajungeți la sentimente cu această persoană, să știți că trebuie să fiți conștienți că apare ea și regina de săbii, da? Tipologia asta de aer este foarte predominantă pentru voi. Pentru femei avem valetul, care este o persoană mai micuță, și pentru bărbați avem regina, care este o persoană mai matură. Nu sunt cei mai drăguți, să zic așa, din zodiac, dar sunt cei mai plăcuți. Vă va da așa lumea peste cap. Voi începe cu femeile, pentru că am vorbit de valetul de săbii. Femeile vor avea o atracție foarte puternică către acest partener, care este mai mic. Este o persoană care e jucăușă, plină de viață, glumeață, arată bine, dar nu își dorește să lege la cap. Vă dau un exemplu. Vrea să trăiască doar prin acea pasiune care v-am zis mai devreme. S-ar putea să fie chiar sufletul vostru pereche și tocmai de aceea să vă fie teamă să intrați în această legătură. Poate să dureze, nu este, să zic așa, amantul perfect, pentru că avem de-a face cu aer. Este o persoană care, dacă ajunge să iubească, se implică total. Dar vă va sufoca oarecum cu iubirea sa. De așa că dacă vă tentează această relație, fie că sunteți singur, fie că vreți o aventură, cum am zis mai devreme, noutatea abate la ușa voastră. Mergeți, dragele mele, dar aveți grijă că este gelos și posesiv. Cei care aveți un astfel de partener, cele care aveți un astfel de partener, cu toate că dați o nouă șansă, cu toate că ceva n-a funcționat acolo, o să fiți foarte, foarte geloase și foarte posesive. Voi o să-l urmăriți pe partenerul dumneavoastră pas cu pas, dacă se schimbă, dacă lucrurile... Adică nu o să aveți așa liniștea aia care vă trebuie total. Așa că dacă doriți o împăcare cu o anumită persoană, mai ales în tipologia aceasta, fie că este partener, fie că e în trecutul vostru, este clar sufletul vostru pereche pentru mulți, pentru că avem conexiune de suflet pereche, dar trebuie să se schimbați și voi felul în care urmați această relație. La bărbați avem de-a face cu aceeași tipologie de femeie perfectă, dar este o femeie rece, o femeie care are și anumite interese. Vouă vă place de ea, o să intrați în relație cu ea, mulți dintre ei este mai în vârstă sau chiar de aceeași vârstă cu voi, dar nu mai tânără. Vă atrage și maturitatea poate a ei și felul unde a ajuns, poate este o femeie cu statut pentru unii dintre voi, dar poate fi văduvă, poate fi divorțată. Este cea mai rece femeie din zodiac, pentru că a trecut prin greutăți și se va deschide un picuț mai greu. Dacă știți că veți această femeie în viața voastră, cei care sunteți singuri sau vreți să intrați într-o relație ca să vă completeze golul din sufletul vostru, trebuie să luați și pachetul emoțional cu care vine această femeie în relație. Da? Adică nu va fi o relație foarte ușoară. Dar dacă ajunge să aveți sentimente unul pentru celălalt, se va dedica total și oarecum același lucru ca și în cazul valetului, vă va sufoca cu iubirea ei. Cei care aveți un partener în această zodie, în una din zodii sau în una din tipologii, dragii mei, și vreți să vă reclădiți relația de cuplu unde au fost probleme, pentru că simțiți că este ce trebuie pentru voi, nu va fi ușor, pentru că această femeie nu va ierta dacă voi ați greșit în cuplul dumneavoastră atât de ușor, dar nici nu va pleca, adică trage cu familia, mai ales dacă aveți copii. Și dacă în luna asta martie îndoriți o mare împăcare sau vreți să readuceți pasiune în cuplu, va fi într-adevăr, dar va fi un pic mai greu, dragii mei, de a așeza lucrurile cum au fost înainte, dar se vor așeza cu un pic de efort. Veți vedea schimbările bine începând în această lună. Cert este că e ce vreți voi, că e sfătul vostru pereche și dacă voi iubiți acea persoană, indiferent sau vă atrage această persoană, fie că sunteți cu cineva sau nu, în această tipologie sau poate fi și alta, dar cel puțin această tipologie este predominantă, dragii mei, mergeți mai departe, că cu siguranță lucrurile vor funcționa în bine. Wow, câte mesaje am transmis pentru voi, pentru că aveți și vă bucurați, dragii mei, că reușiți să aveți această persoană în viața voastră, pentru că asta, bineînțeles, vă doriți în luna martie prin soarele și 2 de cupe.
Și acum mesajul din partea oracolului vieții Dumnezeu, să vedem ce avem pentru voi. Ia să vedem, dragii mei pești, ce primim pentru voi de la acest minunat oracol. Un mesaj extra sau completează ce am spus eu mai devreme. Ia. Ce primim pentru peștișorii noștri pentru martie 2024. Și cei care aveți ascendentul 5. Deschide-te fulgerător față de binecuvântări, căci în felul acesta vei fi mulțumit și împăcat. Ce v-am zis? Fă-ți timp să te bucuri de fiecare gest de bunătate, de fiecare acțiune justă, de fiecare moment de liniște. Binecuvântările există pretutindeni în jurul tău. Deschide-te să le apreciezi și vei trăi în pace. Vouă vă merge foarte, foarte bine, dragii mei. Trebuie doar să vă schimbați un pic felul în care voi gândiți, felul în care voi acționați, așa cum vă îndeamnă și îngerul. Este o perioadă bună, martie vine cu soluții, vine cu persoana pe care voi vă doriți, vine cu noutate în ceea ce privește viața aceasta profesională, dar trebuie să vă bucurați, nu trebuie doar să stați așa cu stres, va fi bine, nu va fi bine, trebuie, nu trebuie, ce trebuie, nu ce trebuie. Aveți un pic de îndoială în suflet, ceea ce vă macină oarecum și vă cam, pune un pic piedică la evoluția frumoasă pe care voi o aveți, mai ales mental, așa că ați văzut că partenerul sufletul pereche nu este chiar ce vă doreați voi. Mergeți către acea persoană, riscați dacă este din punct de vedere profesional, pentru că sunteți binecuvântați în această perioadă și lucrurile se vor așeza cu siguranță în bine pentru voi. Nu mai pierdeți timpul, dragii mei, și acționați. Bucurați-vă că aveți și de ce. Wow, ce lună frumoasă pentru voi. Mă opresc aici, mesajele cred că sunt foarte, foarte clare. Lăsați-mi în comentarii dacă deja rezonați sau simțiți această schimbare care urmează să se întâmple către voi. Sper că ați văzut etalarea pentru februarie, a fost iar o etalare bună și de acolo au început să se miște lucrurile pentru voi. Dacă încă n-ați făcut-o, o găsiți în playlist-ul meu. Nu uitați de distribuiri, de aprecieri și, bineînțeles, dacă încă nu faceți parte, vedeți etalarea pentru prima dată din comunitatea mea, apăsați butonul de abonare, este absolut gratuit. Nu uitați și de clopoțel, primiți cât mai repede videoclipul exact atunci când îl postez în forma lui brută. Și dacă vă permite, și mulți dintre voi vă permiteți, așa că nu fiți gârciți, dragii mei pești, donați în semn de mulțumire pentru timpul și efortul depus de mine, o anumită sumă de bani, ca să mă bucur și eu de recompensa și financiară, dragii mei, nu doar moral. Oricum mă bucur că pot să ajut pe foarte multă lume cu etalările mele lună de lună. Până data viitoare, dragii mei, bucurați-vă, trăiți intens, pentru că este o lună specială pentru voi. Vă îmbrățișez și vă pup cu drag!